în acest platou, chiar acum există cineva evaluat la 1 milion de euro. Da. Adică și ăștia nu suntem noi, Bogdan. Nu e vorba de noi, că noi suntem neprețuiți, zic eu. Da, exact. Voi chiar sunt, da, exact. Mihai Naia și campionul lui sunt aici. Bine ați venit! Bine v-am găsit, bine v-am găsit. Salutare! Bine v-am găsit. Cine ai venit, Mihai, venit astăzi? Cu... scumpete asta! Cu scumpete, da. Care, pe care îl cheamă Escobar. Este, este un campion al campionilor, pentru că... Ce mă, nu-i Escobar! Pentru că Escobar a concurat la clasa campion și a ieșit locul 1. Se vede pe el acolo. Se vede pe el. Se vede în ecran în față. Este, vreau să vă spun că m-am îndrăgostit. Este un American Bully Pocket Extreme. Deci American Bully Pocket Extreme. Extreme. Chiar da? Este evaluat la 1 milion de euro? Ținând cont de rezultatele pe care le-a avut în America, în Spania, Olanda și încă câteva țări și de calitatea puiilor pe care a reușit să-i dea și ținând cont de rezultatele pe care le are până la 2 ani și 2 luni, este cel mai mare American Bully Pocket Extreme din Europa, a ajuns la 42 de kilograme. Wow. Da, a fost evaluat locul 1 mondial. Se duce până la 4 milioane de euro. Da? Ok. El este locul 3. Acum, haide să fim, deci hai să fim super sinceri. Da. Dacă îl văd așa, în general, pe stradă, eu, care iubesc câinii, sincer, dacă nu e cu tine, cu Lesa, eu traversez. Toată lumea s-a speriat de înțelegi? Și acum trebuie să te întreb. E o rasă agresivă? E un câine agresiv? Păi vreau să spun că în prezența lui Escobar ești în pericol. Dar de ce? Pentru că e posibil să pleci foarte bălit. Foarte pupat, foarte... Adică ăsta e singurul pericol pe care acest câine... Poți să vin să-l mângâi? Te rog. Păi, dar să mângâi... știi, înainte de asta, să știi că e posibil să nu mai scap de el. Fă instructajul. Deci, Escobar. Escobar! Al lui ești. Care sunt caracteristicile acestei rase? Să știi că eu acolo am... Lasă-mă că eu vreau să fac, să fac păi, un uite, cadou. Păi spune el. Da, ia zi-mi că... Deci, prietenos, este foarte prietenos. Este un câine extraordinar pentru copii. Un câine scump, e adevărat. Un câine pretențios din punct de vedere al hranei. Trebuie să-l dai cu tot felul de creme. Trebuie să-l... E o nebunie întreagă. Un câine sensibil cu pielea. Da. Iubitor cu copiii. Iubitor cu toți cei din casă și dar poate să fie și un câine foarte bun de pază. Eu am avut Pocket nu de mult pe care l-am antrenat pentru pază și vreau să vă spun că este un câine foarte puternic din punctul ăsta de vedere. Ăsta este câinele care face exact ceea ce îi cer să facă. Bine, dar la banii ăștia nu ținem afară, clar, îl ținem înăuntru. Și eu mă gândesc că cine... La banii ăștia nu ținem în cușcă. Un pui de Pocket Extreme poate să ajungă între 2 și 10.000 de euro. Da. El, spre exemplu, a costat 4.500. Da? Și cam așa. Da, deci clar, sunt foarte rari, foarte rari, dar câini foarte buni și chiar și de lucru. Dar trebuie să poarte botniță, nu când iese afară. Așa da, legislația orice câine trebuie să poarte botniță până la urmă. Eu am spus, cred că și data trecută, am avut situație în care un bișon a făcut rău unei persoane mușcând-o de picior. Deci cumva trebuie să avem grijă de orice câine, pentru că lăsând la o parte orice parte funny, este un animal care poate să facă evident și rău. Eu sunt curioasă ce mănâncă acest cățeluș. Așa. El, în persoană, mănâncă barf. Este un tip de carne, un amestec de carne crudă cu fructe de pădure, legume și așa mai departe. Se duce undeva la 800 de grame pe zi, de când îl am eu de câteva zile la mine. Eu cam așa, cam așa ne-am înțeles. Da, kilo de carne pe zi nu e chiar puțin totuși, dacă stai să te gândești. Eu nu mănânc un kilo de carne pe zi. Da, cred că mănânc un kilo de mazăre. Eu mănânc un kilo de mazăre, da. Ce e important atunci când ne luăm un câine de genul ăsta în materie de dresaj sau în materie de educație? Ăsta nu este un câine care să trebuiască ăsta, da? Să trebuiască foarte mult mișcat. Este totuși sensibil pe tot ceea ce înseamnă membre. Adică se poate fractura foarte ușor.
Deci trebuie să avem grijă la efort. Inima lui totuși nu este o inimă extrem de... E foarte solicitată. Picioarele mici, deci trebuie să avem grijă să nu facă tot felul de rupturi, de ligamente și așa mai departe. Îți costă date pe zi, nu știu, sau... E un culturist, dacă vă uitați la el acum, chiar stă... Este, este. Da. Stă bine pe zona musculară. Are piept. Deci îți scoți la plimbare cam... Îți scoți o dată pe zi 10 minute, 20 minute? Nu, plimbările... Eu fac plimbări lungi cu el pentru că noi trebuie să ne prezentăm cât de curând la europene și avem șanse foarte mari să ieșim locul 1. Eu cumva îi lucrez partea fizică pentru că trebuie să fie în formă, dar este bine să nu plusezi foarte mult din punctul ăsta de vedere pentru că îl soliciți foarte... Are un piept, vedeți, tot ce vedeți aici sunt mușchi, practic. Dar se plictisește și se mai pune și în... Uite, care e media de vârstă ce privește rasa? Ce scrie la carte, cu ce... Depinde foarte mult cum îl îngrijești. Depinde foarte mult cum îl îngrijești. În momentul în care ai un câine de genul ăsta, acum mai depinde și gena. Corect. Dar eu cred că un 8-9 ani îl ai cu siguranță acolo lângă tine. Fericit și cu sănătos. Cu cât îl îngrijești mai mult, cu cât... Eu știu, până la urmă, ține de... Multă baftă la europene. Doamne ajută, Doamne ajută. Mulțumim. Te pupăm, Escobar. Mulțumesc că mi-ai făcut Escobar. Pantalonii. Mi-ai dat aici, aici un model. Escobar, te quiero mucho, Escobar. Da. Mulțumim. Mulțumim. Vă mulțumesc și baftă, eu. Domnule. Mulțumim.